tatăl său se află invitat în platou lângă noi. Am zis că Motanul a primit astăzi niște cereri, niște solicitări de la televiziuni să intre în direct, să-și povestească. Este persoană publică de acum, după ce ne-am dezvăluit drama prin care trece. Numele de Hagi și de Tudose ar trebui să fie, într-adevăr, rase de pe fața pământului, sau cel puțin în această țară, ca să le permitem și motanilor să supraviețuiască cumva. Da, psihic, asta mă refer, psihicul motanilor noștri îngrijorează. Vreodată n-au apărut editoriale, presa de mâine care să vină în apărarea acestui suflet chinuit, care este Motanul Tom, dar o să vă povestească Dan mai mult, nu-i mai stă capul la pariuri omului, într-adevăr traversează o perioadă cruntă. Numai cu Motanul Tom să nu stai în casă în aceste... Să știi că am fost nevoit să merg la magazin, am cumpărat două telefoane, sună în continuu telefoanele, e solicitat la tot felul de interviuri, mâine va fi prezent în studio B1 la Tudor Mănăstire, da. Nu știu cum îl cheamă. La Silviu Mănăstire. Silviu Mănăstire, invitat și apoi, din ce am înțeles, Tudor Barbu. Mănăstire e cu astea, cu psihopupul astea. Da, da, da. La el, dacă ai probleme de astea, la el. Și la Alina Bădic, acum nu știu dacă Alina Bădic, deși ar trebui. La cupitici femeie... negre e la Alina Bădic. Ah, okay. Fiind femeie totuși trecută de o anumită vârstă, ea ar trebui să iubească animalele. Adică femeii cei mai rămâne în general. Dacă nici animalele, în fine. Dar oricum, nu știu dacă cazul ăsta, că aici totuși trebuie să ai și curaj un pic. Vorbind de premierul Tudose și de regele fotbalului românesc. Da? Sigur, care n-au o vină neapărat ei, dar numele lor nu se mai potrivesc, ele nu mai au ce să caute în realitatea asta, nu așa am fost învățați, nu? Sunt tot felul de asociații de-astea care apără drepturile animalelor, pe atunci să le apere, tată. Deci este momentul să se treacă într-o nouă etapă. Și, Radu, vreau să-ți mai spun ceva, se pare că la Hollywood există un interes pentru acest subiect. E posibil să avem și un film în 2018. Bă, da, atunci... O să trească să vină Sabin Orcan, da, sau Sabin Pârvan. El a zis să doar, facă emisiunea, că... doar Brad Pitt acceptă să joace în rolul lui. Ok, pentru că Brad Pitt în rolul Motanului. Da. Da, pentru că în orice caz vei deveni celebru. Păi asta, îți dai seama, vei vinde story-ul ăsta, Dane, tuturor televiziunilor cu bani din lume. Bine, acum, sincer să fiu, Tomiță m-a întrebat dacă Dem Rădulescu ar fi disponibil. I-am spus că nu se mai poate, dar... Dacă își alege pe altcineva, e Brad Pitt atunci. Brad Pitt. Bun. Hai că vă ținem la curent mâine. Ar trebui să avem emisiune de la ora 16 și vedem cum trece Motanul această noapte. Rămâneți cu bine. Bună seara, prieteni! Bun găsit la Un Pont pe Zi. Sunt Dan Băr, alături de mine prin telefon este și Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salutare, salut, parieri! Iată, Milan AEK Athena s-a încheiat 0-0, rezultat final, o mare surpriză și o decepție pentru pariori, cu siguranță. Trebuia să fie și în seara asta cel puțin o mare surpriză, a venit la Milan AEK Athena, nu s-a lăsat foarte mult așteptat. În rest, câteva rezultate interesante. Steaua a reușit să câștige în deplasarea din Israel pe terenul lui Hapoel Berșeva 2-1. În aceeași grupă, o altă surpriză, Lugano a învins și ea pe teren propriu Victoria Plzeň cu 3-2. Da, un rezultat sau o etapă perfectă pentru FCTB. Are 9 puncte, toate celelalte 8-3. Da, practic încă o victorie până la finalul campaniei, o califică matematic în faza următoare a competiției, dar lucrurile sunt cam clare aici, pentru că pare greu de crezut că Steaua va pierde tot, iar din urmă una dintre echipe va avea succes pe linie. Da, am avut o etapă interesantă în Europa League. Și am câștigat, Sabin, la pariuri, da, cu punturile noastre. Da, 16 punturi, corect, am avut aseară. Eu cred că e un procentaj foarte bun, ținând cont de faptul că de toate au fost doar 24 de... Nu doar, de toate au fost 24 de meciuri. Deci, 16 din 24. Exact. Și pronostic corect la Steaua, asta m-a bucurat cel mai mult. Da, ambele marchează la Steaua, o cotă de 1.80. Am avut Arsenal să câștige la 0 meciul cu Steaua Roșie, o cotă de 3.05, o cotă fantastică. Și noi remarchează, nu? A fost printre variantele pe care le-am sugerat prietenilor noștri să marcheze atacantul Stelei, condițiile în care Alibek a rămas în România. Pe lângă acestea, Ostersund iarăși nu a pierdut, 2-2 acasă cu Bilbao, o cotă de 2-0-2 pentru varianta 1X. O mulțime de puncturi corecte, o mulțime de variante care le-au adus profit celor la care ne-au urmărit aseară.
Așa este, dăm voie să spun ceva, Sabin. Imediat ce meciul s-a încheiat, la fluierul final, câteva secunde după, unul dintre telespectatori mi-a trimis un bilet Hapoel Berșeva, Steaua. Scor corect 1-2, era cota 12,90, a pus băiatul 200 de lei și a câștigat aproape 2500 de lei. Iată, Filip Petrișor, unul Bravo. Dintre cei care ne urmăresc. Felicitări, foarte inspirat într-adevăr. Hai să mergem spre ziua de mâine acum, pentru că ne-am lămurit cum au evoluat pariurile astăzi. Începem, așa cum ne-am obișnuit, prieteni, cu meciul zilei Unibet. Meci mare la Chiajna, așadar, acolo unde vine CS Universitatea Craiova, sau CSU Craiova, mai corect, și cote pe măsură pentru un astfel de, pentru o astfel de dispută, cu 3,75 pentru 1 solist, 2,15 pentru 2 solist și egalul are cota 3,15. Așadar, cote chiar foarte, foarte bune. Acum mă gândesc că oare să încercăm un 2 solist, Sabin, la meciul ăsta, dată fiind forma excepțională pe care o arată formația oaspete? Da, trebuie să ținem cont. Bine, Craiova oricum s-a mișcat bine în acest sezon, doar un eșec de campionatul. Vine după alte două victorii legate la Timișoara și la Iași. Meciul de la Iași a fost un chiar foarte bun, foarte consistent, cu o replică bună și a echipei, gază. Dar să nu uităm că formația ipoveană după vinerea au 4 victorii legate și au fost meciuri de asemenea în care Concordia a arătat cu totul și cu totul altceva față de statul sezonului. Să ne amintim doar victoria de la Dinamo, scor 3-2, încă un 3-0 la Timișoara. Ok, Timișoara a echipă cu necazuri în acest moment, dar 3 goluri marcate în departare de o formație care până prin etapa a 7-a, 8-a avea doar 2-3 puncte, dacă nu mă înșel. Avem pe micul ecran și cotele, da. Sabin, selectate din oferta casei de pariuri. Gol în ambele reprize 1-98, ambele marchează 2-20 și echipa oaspete va înscrie în ambele reprize 4-10. Uite, asta mi se pare o da. Idee interesantă. 4-10 pentru Craiova marchează în ambele reprize și de asemenea ambele marchează iarăși un pariu atractiv 2-20. Vreau să spun că n-aș considera chiar excepțional ceea ce s-a întâmplat la Chiajna. Evident, pentru o echipă mică este excepțional, însă din punct de vedere al capacității, să spunem așa, nu mi se pare chiar ieșit din comun, pentru că a avut niște adversari la îndemână. A prins-o pe Sepsi și a bătut-o cu 2-1. A câștigat la București cu Dinamo, dar știm foarte bine ce perioadă traversează Dinamo și nu e chiar foarte surprinzător acest rezultat. Apoi, victorie la limită la voluntar, 1-0 și din nou victoria la Timișoara în fața unei formații care, zic eu, că a făcut un non-combat. Da, acum cam tot pe aceeași idee cu tine. Rămâne de văzut cum va ști să negocieze Concordia această serie foarte bună. În cazul în care formația este prea, nu știu, dezlănțuită, prea încrezătoare în forțele proprii, eu cred că Craiova va câștiga ușor la Chiajna. Sincer spun, da. Nu cred că va câștiga ușor, pentru că totuși întâlnește o echipă care joacă plină de încredere și care joacă pe un gazon sintetic. Da, ăsta este avantajul Concordiei. Nu prea a fost atât de evident avantajul în statul sezonului. Nici în campionatul trecut, de exemplu, când formația a fost la un pas de retrogradare. Dar mă refer la faptul că Craiova, așa cum o știm în acest sezon, foarte bine așezată tactic. Din punct de vedere tactic, Craiova este cel mai bine în Liga 1. Dacă va prinde o Chiajna prea sigură pe ea, este posibil ca CSU să taxeze orice eroare a gazelor. Dacă Concordia va sta în banca ei, va ști să atace, să urce doar atunci când situațiile îi vor fi clar favorabile. Dacă va ști să se închidă atunci când este nevoie, da, Craiova poate avea un meci greu. Noi nici nu mergem pe variantele 1x2, deși, cum ai spus și tu, echipa oaspete să înscrie la ambele reprize la o cotă de 4-10, este un pariu foarte bun, practic, un gol pe repriză din partea favoritei, un pariu bun. Potul nostru este peste 1,5 goluri, este un pot simplu, un 1-1, un 0-2, sunt scoruri la care pariorii se gândesc ne-ar aduce pe plus cu această variantă și cota este bună, 1,50, chiar dacă în Liga 1 a început să se marcheze casele de pariuri, încă
țin foarte sus cotele pe această variantă. Asta e spre binele nostru, să spunem exact, așa, al pariurilor. Bun, Savin, cu Craiova ne-am învățat să facă meciuri consistente, ne-am învățat să marcheze, pentru că e o formație care joacă totuși ofensiv și zic eu că acest pariu e foarte bun, dar îmi place foarte mult acel 4 și 10, pentru că e adevărat, nu suntem siguri că va marca în ambele reprize, însă la cât de bună e cota, merită riscat pe ea, așa, dar prieten, vă invit să luați în considerare această variantă, pentru că e foarte, foarte atractivă. Mergem mai departe și vorbim și despre restul meciurilor din Liga 1. Tot mâine se mai dispută o partidă interesantă. Poli Iași merge la Mediaș pentru a întâlni formația locală. Peste 1,5 goluri au cotă de 1,50. Iașiul a, să spunem, dezamăgit în etapa trecută, atunci când a întâlnit Craiova pe teren propriu, fiind învinsă de această formație, scor 1-2. Însă aș remarca totuși o serie de lucruri bune pentru formația lui Flaviu Stoican. În primul rând, revenirea lui Mihal în linia defensivă, un plus incontestabil pentru moldoveni, dar și până la urmă consistența atacului, chiar dacă nu e vorba de un atac consistent în sensul fotbalului european, ci al ligii întâi, probabil vom vedea ceva goluri aici, cu atât mai mult cu cât și Gazmetan dă semne de trezire. 1.50 pentru peste 1,5 goluri, adică cel puțin două goluri în meci, mi se pare o cotă foarte, foarte bună de pus pe un bilet. Astra primește lista celor de la Voluntari, 1.03 goluri, două formații care nu excelează la capitolul ofensiv. Probabil nu va fi un meci cu foarte multe reușite. Așa e, Savin? Da, mai ales că Astra caută, e oarecum disperată. Bine, chiar nu are situație chiar dificilă, dar după 4 meciuri fără victorie, în condițiile în care formațiile de, de la limita play-off-ului vin din urmă Viitorul și Dinamo, cred că Astra e oarecum stresată în acest moment, are nevoie de o victorie rapid pentru a rămâne acolo departe de ieșirea din play-off. Voluntarul, în schimb, are un moral bun, pentru că doar în ultimele 3 etape, deși la fel nu a câștigat, a contabilizat 2 rezultate bune, aici fiind vorba de remizele cu Craiova și FCSB, atenție, remize cu locurile 2 și 3 din Liga 1. A pierdut cu Concordia Chiajna, dar în sfârșit două echipe care se cunosc foarte, foarte bine. Cred că Astra va câștiga această partidă, pentru că are forța, mai ales pe teren propriu, să se impună. Deloc impresionantă Astra pentru mine. Spun sincer, nu mi se pare o echipă de anvergură. Era de așteptat momentul ăsta modest pe care îl traversează în prezent și jenantă poziția pe care o are în campionat în urma disputei cu Sepsi. Steaua joacă cu Poli. Da, e o partidă puțin ciudată, pentru că dacă Steaua ar ști să se mobilizeze în campionat așa cum o face în cupele europene, cred că nu ar avea mari probleme la câștiga titlul, deși, să zicem, sezonul ăsta are un adversar, o rivală pe măsură, CFR, poate și Craiova. Dar eu mi-aduc meciul cu Lugano, Sabine, în care n-a jucat nimic. Da. Mă gândesc la meciul din seara asta în care i s-a anulat adversarului un gol valabil și nu i s-a dat un penalti cât se poate declar. Poate că Steaua va beneficia și în campionat de un tratament preferențial. Da, față de meciul cu Lugano, Steaua a jucat cu totul altceva în această seară, mult mai consistentă în joc, a început și bine, a avut acea ratare. Budescu, în sfârșit, Steaua vine după o deplasare dificilă, un nou meci de campionat contra un adversarului ideal să te încurce, deși Timișoara are necazuri nenumărate în acest moment. Trebuie să ne luăm mici măsuri de precauție și uite, am găsit o variantă de pariere, 1.03 goluri la o cotă de 1.34, eu cred că ar acoperi cam tot ceea ce se poate întâmpla în această partidă, pentru că nici nu văd pe FCSB câștigând cu, 4-0, mai știu eu ce rezultat. Eu cred că va fi încă o evoluție destul de chinuită a trupei lui Tică în campionat, în cele din urmă încununată cu o victorie care să o... Da. Vorbeam noi, Sabina, la telefon și ajunsesem la concluzia că Poli e oarecum periculoasă în momentul de față, da, pentru că am văzut că problemele astea extrasportive pe care le întâmpină clubul, legate de bani în principal, mă rog, nici nu știu dacă sunt extrasportive până la urmă, pentru că și banii fac parte din performanța sportivă, aceste probleme
fac formația bănățeană să se exprime diferit de la o etapă la alta. Și cred că în partida cu Steaua, mă gândesc, nu știu dacă e adevărat, speculez și atâta tot, doar vreau să vă spun atenție la, acest aspect, e posibil ca Poli să fie mai ambiționată datorită adversarului. Nu știu dacă va fi așa, dar da, cred că, spre deosebire de etapa trecută când a pierdut categorii cu Chiajna, de data asta s-ar putea să aibă o altă atitudine, cred. Da, sunt și mulți jucători acolo conștienți că din iarnă șansele să mai rămână la, un club care nu mai are bani să-i plătească de ceva vreme, da, sunt micute și vor să plece mai departe. Am mai spus o variantă în cota nouă, FCSB, ACS Poli, scor corect 2-1. Pentru cei care vor să încerce această variantă, avem și, este și varianta scor corect multiplu, știm, cota 9. Și la FC Botoșan, Dinamo, ambele marchează o cotă de 1.95. Enache a lucrat mult și a stat mult alături de echipă după înfrângerea de la media și s-a văzut acest lucru la Cluj. Un 0-0, ok, Botoșanul a fost dominată, putea pierde partida, dar una peste alta o remiză importantă. Moralul s-a refăcut, dar acum vine Dinamo, care are o revanșă de luat după eșecul din, partida tur. Să și poată, Sabin, dăm voie să spun o chestie. Știi cât e handicap asiatic minus 1? 4.90. Prieteni, încercați această variantă. Cred că 2.60 pentru Victorie Botoșan sau 4.90 pentru Botoșan cu handicap asiatic minus 1. Înseamnă că dacă bate la fix un gol diferență primind bani înapoi, e durat în seamă. Dinamo șubredă, nu se exprimă cum trebuie, n-are încredere în ea, sunt multe probleme acolo, ar putea pierde de acest meci, pentru că se pare că nu e prea ușor să rezolvi ceea ce trebuie rezolvat. Mergem mai departe și vorbim și de meciurile din Bundesliga. Avem o etapă foarte interesantă.